Dragi frați și surori, noi la Nord tot facem adunare generală cu frații de la Nord și a doua parte este experiență, cântări și copiii ne spun poezii. E așa, un buchet mai mic, dar în seara asta cred că va fi un buchet mai mare. Că și fratele Marian, e fratele nostru scump și drag și îl poftim aici să ne prezinte programul. Pace, dragi frați și surori, în primul rând, scuzați-mă dacă româna mea n-a să fie chiar perfectă, sunt vorbitor de limba rusă, vă aduc salutări de la adunarea de la Drochia, unica adunare în limba rusă din Moldova, și avem multe salutări de la părinți care au rămas acasă și de la fratele Gurgen, tot s-a numit. El ne iubește, e un frate consacrat din Armenia și ne iubește și ne transmite salutări. Noi am avut o parte de mâncare foarte gustoasă, spirituală, așa e? Adevărat? Ați mâncat toți? Cine a mâncat, ridicați mâinile. Da, mâncare corporală, fizică, ați mâncat? Ridicați mâinile. Cam puțini au mâncat. După ce mâncăm, după ce suntem sătuli, suntem recunoscători celui care ne-a hrănit, și acum noi cu toții putem să-i aducem laude? Tot timpul, bravo! Înseamnă că suntem gata și suntem pregătiți. Fiecare știe rolul lui și ce are de spus. O să începem programul nostru cu fratele Victor Frumosu, care ne va comenta versetul care am avut în față, versetul Convenției. Invităm pe fratele Victor Frumos. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Această dovadă este din Scripturi de la 1 Tesaloniceni 4:3. Cui se adresează acest verset? Nu se adresează nici îngerilor, nici oamenilor din veacul milenar, ci se adresează unei clase de sfinți care Domnul dorește să-i adune ca o mireasă a lui Hristos. Deci care este voia lui Dumnezeu cu privire la acești sfinți? Este de a ține ziua a șaptea? Este de a abține de la carne? Bineînțeles că aceste lucruri nu sunt greșite, dar este ceva mult mai important care ne face să ducem sfințirea noastră până la urmă. Iar aceasta este descrisă în mana de pe 5 februarie, unde ne spune că subjugarea noastră, subjugarea corpului, a eului, este mult mai principal în viața noastră de zi cu zi. De aceea, atunci când ne vom întâlni cu Domnul, nu ni se va cere cât de mult am propovăduit noi, nu se va cere cât de mult am făcut lucruri pentru frați, pentru cei din lume, ci ni se va cere socoteala cât de mult am depus efort pentru subjugarea noastră, a eului propriu. Și acest lucru nu trebuie să se întâmple doar la început, când ne consacrăm, ci trebuie să se producă pe tot întreg cuprinsul vieții. De aceea, fraților, să ne rugăm pentru răbdare, putere și Domnul să ne întărească, astfel încât noi să putem să jertfim corpurile noastre, să le punem ca să fie mistuite zi de zi și să răstignim euul nostru și corpul nostru. Domnul să ne ajute. Amin. Mulțumim. Din cele spuse, noi putem să ne socotim sfinți? Noi putem să ne uităm unul la altul în ochi și să spunem frate sfânt? Prin haina îndreptățirii. Eu sper ca noi fiecare în inima noastră să fim liberi
din toate nu știu cum în română. Da. Punctele de vedere și să ne unim și să ne ajutăm unul pe altul, cum să scrie în Scriptură, să devenim sfinți. Acum, invităm pe frați din Moldova, frați tineri și toți frați care au dispus, fiecare știe, vă invităm în față. Fraților, tineri, vă rog. Frații de la Sud și de la Nord, toată Moldova, vă rog. Până când frații se adună, avem o mică surpriză. Proiector trebuie pornit. Proiector? Cumva așa. Da. Avem o mică surpriză până când frații se adună. Doamne, iubiți, frate și țărilor, nu este doar de voi și ne bucurăm să participăm și noi la convenție și vrem să vă salutăm cu această ocazie cu Universitate din nume 6:24 până la 26. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Vă iubim! Ați simțit iubirea? Ne bucurăm. Atunci, despre iubirea să ne povestească sora Gabriela Moise, poezie despre Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este iubire. Trăim și viața noastră e frumoasă, deși ispite și încercări ne apasă, nu e de ajuns atâta fericire să știm că Dumnezeu este iubire. Răsare în fiecare dimineață un soare aprins sau înnourat la față, El e prezent mereu la întâlnire. Căci zilnic Dumnezeu este iubire. Adesea inima mi este plină de bucurie, farmec și lumină, dar mă învață fără contenire un Dumnezeu așa plin de iubire. Nici noaptea nu se stinge a ta lumină, de-ai o inimă de rugă plină, a stelelor tăcută licărie îți spun că Dumnezeu este iubire. Frumoasă e viața care ni s-a dat și mai frumoasă ar fi fără de păcat, dar așteptăm o mare izbăvire, căci Dumnezeul nostru este iubire. Dar până atunci, noi nu privim la rele, luăm doar ce e bun din toate cele. Sub orice nor e o rază de lumină, e Dumnezeu, e soare de iubire. Avem necazuri, avem durere, dar prin credința dobândim putere și trecem peste orice împotrivire, întemeiați pe Domnului iubire. Prin viața Lui ne-a arătat o cale, prin moarte de pe cruce îndurare și acum născuți din nou cu altă fire, slăvim pe Dumnezeu că e iubire. O, Doamne, dă-ne veșnicia întreagă, să cercetăm Biblia înțeleaptă, să contemplăm a Ta nemărginire numită Dumnezeu este iubire. Mulțumim. Și acum este microfon acolo, da?
Aveți pregătită cântare, da? Surorile. Poftiți, înseamnă că acum urmează o cântare de la frați și surori de la Sud. Și ființe
de mare este Dumnezeul nostru? Cuprinde tot pământul? Sau cuprinde și mai mult tot universul? Sau poate și mai mult cuprinde toate inimile noastre? Este o cântare în limba rusă care spune că tot cel mai scump nouă ne este dat în dar. Nu ne costă nimic zâmbetul copilului nostru, nu ne costă nimic iubirea de părinți, nu ne costă nimic chiar și viața noastră. Cât de mulțumiți noi trebuie să suntem în fața Domnului nostru. Acum o rugăm pe sora Alena Snegur să ne spune poezie tot despre iubire. Da? Întâi Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sânătoare sau un chimval zângânitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muci munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă ne-aș da trupul să-mi fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragoste nu piznuiește, nu se mânie, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu caută. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va peri niciodată. Provocirile se va sfârși, limbele vor înceta, căci cunoaștem în parte și provocim în parte. Dar atunci când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce e copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, într-un chip întunecos, dar atunci vom vedea, acum cunosc față în față. Dar acum cunosc în parte, dar atunci vom vedea. Dar atunci vom cunoaște pe deplin. Acum rămâne aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Spune Iisus Hristos. Trăjitor, leci, aceași, lei, azi, veci. Bravo! Bravo! Când se termină dragostea, cine are răspuns? Bravo! Acum o rugăm pe sora Bălesnea Galina. O să ne recite cântarea numărul 338 în limba rusă. Microfon, bă. Давайте. În numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl, Coloseni 3:17. Îmi place să fac voia Ta, o Dumnezeule, voia Ta pe calea Ta să se facă, umbrile tabernacolului. Împărăția cerului este sosită, împăratul este prezent, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Domnul Hristos începută, volumul 2 și 3. Duhovne piesne tisecilitnivă răsvetă, 338. I postavili nad galavoju его надпись, означающую вину его. Се есть и Иисус, царь иудейский. Матфея 27:37. На Голговской горе вижу старый тот крест,
что есть символ мучений, стыда, но люблю я его, он дороже всего, грех людей возложен на него. Не забуду вовек я тот крест, в нем прощение дарует Отец. Дивный и чудный тот старый крест в славный день заменю на венец. О, как стар этот крест, уж забытый людьми, но к нему привлечен дух мой весь, ведь на нем ангел Божий заклан за меня, снисойдя на Голгофу Иисус. На том старом кресте вижу кровь я Христа, вспоминаю всегда горький час, как страдал Иисус, пролил кровь за всех нас и искупил весь мир от греха. Не забуду вовек я тот крест, в нем прощение дарует Отец. Дивный и чудный тот старый крест в славный день заменю на венец. Луки 17:10. Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Лука шаптес презече кузеч. Сентем ниште роб не требнич, ам фекут че ирам да тори се фачем. Спасибо большое. Очень приятно слушать на родном языке. Au fost cuvinte care au spus că într-o zi o să schimb crucea mea pe coroană, pe coroană. Și este într-adevăr foarte adevărat. Rugăm pe sora Dana cu sora Alina să ne cânte o cântare. She's so-
ridicați tu adesea, împins de îngrijorări și te iei după temer, când ești în încercat, când eu sunt peste toate și totul e al meu, când ești în a mea mână, iar eu sunt Dumnezeu, eu te-am ales din lume, eu te-am chemat pe nume, tu uită-te la ținta, la Fiul meu iubit. Mulțumim. Când eram mic, mama îmi povestea, când o să fie Țarstvo Boje, împărăția lui Dumnezeu, noi toți vom cânta laude. Și cum îți imaginezi, Marian, cum o să fie asta? Nu puteam imagina. Acum am auzit numai două voci frumoase, care cred că Dumnezeu s-a bucurat când le-au auzit. Dar când o să audă un cor minunat, din diferite voci, cred că o să fie o bucurie foarte mare. Acum avem încă o surpriză. Cred că toți știm pe acești frate. Pacea Domnului, iubiți frați, surori, deci sunt fratele Gheorghe de la Costești, Ialoveni, Moldova, împreună cu soția, suntem soția Pașa, suntem împreună cu nepoțelele la familia Roland și Lena în Canada și vă transmite mult salutări de iubire la toți frații, surorile și la toți participanții de la convenție din Ialoveni, Moldova. Vrem să cântăm o cântare, două strofe. Cântăm o cântare împreună cu nepoțelele Erice, Samantha și Amelia. Cântarea se numește Brațul tău. Te ții tu aranjul, brațul tău, cum ne ținea când era mai greu, din gaură ai ridicat. Nu mai lăsați în grabă din când.
cer, să poți înainta. Pace! Pace! Le-ați simțit? Ne bucurăm. Timpul ne prestează. Vă rog, mai repijor, Sami, te rog o poezie. Samuel Bodare. Eu nu sunt mare învățat, dar știu o mare taină. Păi Domnul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă și ne da și ne ascultă. Eu nu pot face lucruri mari, că și n-am putere multă, dar am nădejde în Iisus că viața ne ascultă. Eu nu sunt mare luptător, nu am nici armătură, dar vreau să fiu mai silitor ca să primesc cununa. Bravo! Mai silitor să primesc cununa. Foarte frumos. Acum rugăm pe sora Vanessa frumosul cu poezie. Oameni mari, aș vrea o clipă să ascultați ce vreau să spun. Oare ascultați ce înseamnă să fiți drept, milos și bun? Oameni mari, priviți o clipă, câtă ură și durere stăpânește peste lume, toți luptând pentru putere. Unde este oare dorul pus în piept de Dumnezeu? Dor de dragoste, de pace pus la bine și la greu. Încă nu e prea târziu un copil să ascultați, să iubiți ca un copil și vom fi cu toți salvați. Când un cântec ne-am adună, iese soarele din nori, prinde floare, ramul sună, plaiul se îmbracă în dor. Când o mângâie alină, zboară de la om la om, răspândind în jur lumină, urcă și în cer la domn. Când o mângâie alină, zboară de la om la om, răspândind în jur lumină, urcă și în cer la domn. Când cântăm toți împreună, vine raiul pe pământ și lumina lui divină, cel ce cântă este sfânt. Când tu mângâie alină, zboară de la om la om, răspândind în jur lumină, urcă și în cer la domn. Când tu mângâie alină, zboară de la om la om, răspândind în jur lumină, urcă și în cer la domn. Mulțumim mult! Și acum rugăm pe cea mai tânără a noastră soră, sora Rusu Elisaveta, cu poezie Domnul Dumnezeul nostru. Pace! Aici, aici. Ce dirus aici? Aici. Doamne Dumnezeul nostru, cât ești Tu de minunat! Al Tău lume împărate, peste cerul s-a înălțat. Chiar și prunce ți-i cântă, și pe Tine te măresc, să se rușuneze, Doamne, cei ce numele Ți urăsc. Ce este omul atunci, față de puterea sa? Nu-i decât un fir de iarbă și în curând se va usca. Amin. Mulțumim. Și acum rugăm pe sora Noemi Ursan cu poezie. Până la câte ori, Iisuse, poate oare ai iertat? Spune mie, Doamne Sfinte, când te-ai întrebat, până la câte ori, Iisuse, trebuie să-L iert pe fratele meu? De 7 ori, Iisuse, trebuie să-L iert eu.
Eu vă zic ție, nu șapte, și de șapte, zece, o șapte, pe orice păcătos. Dacă vrei și tu ca tatăl tău să certe ce ai greșit, iartă de ce tu, amice, pe cel ce te-a suplit. Căci Iisus e plătit pe cruce, El îți iartă greșul tău, iartă de ce tu, amice, pe aproapele tău. Mulțumim, mulțumim. Acum rugăm pe frații de la sud încă o cântare. Dacă e lungă, vă rog să o scurtați. Un pic, din cauza timpului. Și dimineața frumoasă va luci, când cei aleși dincolo de țărmuri se vor aduna și a lui unire se va arăta. Când va răsuna strigarea și vom auzi chemarea, că la țărmuri când ne-o cei morți în Hristos vor învia, lumina veșnică toți o vor vedea. Când cei aleși se vor aduna casa lor cerească, unde mielul sfânt în veci luminează. Când va răsuna strigarea și vom pentru al nostru iubit stăpân, despre a lui mare iubire să vorbim. Căci toate vor fi schimbate și al nostru lucru s-a arătat, și a lui iubire deci va rămânea. Când va răsuna strigarea și vom auzi chemarea, mulțumim. Acum rugăm pe sora Nina Curtean să ne recitească poezie. Iisuse scump, când ai murit pe cruce în chinuri grele, păcatul meu te-a răstignit în clipele acele, când te scuipa și te lovea cu ură neagră gloată, Iehova ții puteri-ți da, tu o simțeai pe toate. Iubind, tu mi-ai purtat, Iisus, întreaga mea povară, prin suferință mi-ai adus a cerului comoare. De aceea astăzi mă închin cu adâncă umilință și ție îți predau de plin întreaga mea ființă. Să curățești și să sfințești, să-ți pot urma doar ție, ca în cerul tău să mă primești pe întreaga veșnicie. Mulțumim! Mulțumim! Acum rugăm pe surorile de la nord să ne cânte o cântare și se pregătește sora Elita. See?
să-i spun lui Iisus, Iisus mă ajută, Iisus singur. Cercat am lipsă de Salvatorul, care poate să mă ajute. Mulțumim. Aș vrea să dau o întrebare la fiecare. Dacă inima ta cântă, dacă inima ta acum a simțit ceva deosebit, dacă ați văzut, era un pic greu de ținut microfon tot timpul și am ajutat cu a doua mână. Cine ne ajută? Așa. Avem exemple din Biblie? Nu una, dar chiar două mâini. Да, мулцумим. Элита, пожалуйста. Несколько слов о том, что Бог нам дает то, что мы, в чем мы нуждаемся, а не то, что мы просим. Я попросила у Бога забрать мою гордыню, а Бог сказал мне: нет, гордыню не забирают, от нее отказываются. Я попросила подарить мне терпение, а Бог сказал мне: нет. Он сказал, что терпение – результат испытаний. Его не дают, а заслуживают. Я попросила у Бога подарить мне счастье, а Бог сказал мне: нет. Он сказал, что дает мне благословение, а буду ли я счастлива, зависит от меня. Я попросила Бога сберечь меня от боли, а Бог сказал мне: нет. Он сказал, что страдания отделяют человека от мирских забот и приближают к нему. Я попросила у Бога духовного роста, а Бог сказал мне: нет. Он сказал, что дух должен вырасти сам, а он будет лишь подрезать меня, чтобы заставить плодоносить. Я попросила Бога помочь мне любить других так же, как меня. И Бог сказал мне: наконец-то ты поняла, о чем надо просить. Я просила сил, и Бог послал мне испытания. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы. Я просила любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи. Я просила Его благ, и Бог дал мне возможности. Я не получила ничего из того, что просила, а получила все, что мне было нужно. E greu de tradus. Noi cerem de la Dumnezeu uneori lucruri care
Nu, nu avem nevoie, dar altfel ajutați-mă. Nu a ceea ce dorim, dar ceea ce avem nevoie, Domnul ne dă. Elita ne-a povestit că noi am cerut, i-au cerut iubire, dar au primit persoane care trebuie să le iubească. Și mai multe exemple, din cauza timpului ne scurtăm. Am simțit iubirea de la frații noștri din Moldova, acum vă așteptăm pe a voastră. Și începem cu frații din Ucraina. Братья из Украины, пожалуйста. Безпечно бути.
страхів від болю, там я знаходжу блаженство своє. Тінь його крил, захисте мій, хто з ним мене розлучить. Під його крилами я повік хочу безпечно бути. Під його крилами затих від смірним, там я безпечний в негодах усіх. І жодне зло вже мені не зашкодить, маю спочинок блажений Христі. Тінь його крил, захисте мій, хто з ним мене розлучить. Під його крилами я повік хочу безпечно бути. Володя, пожалуйста. Псалм 62. Боже, ти мой Бог, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, у тебя томится плоть моя в земной пустоши, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют тебя, так благословлю тебя в жизни моей, во имя твою вознесу руки мою. Так туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои. Куда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночной страже, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, ясница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели души моей, сойдут в преисподнюю земли, срезят их силою меча, достанутся они добычей лисицам. Царь же возрадуется о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заграждающие уста говорящих неправду. Спасибо большое. Ați simțit ceva? Cândva părinții mi-au spus că limba ucraineană este cea mai melodioasă limbă. Și într-adevăr, pentru mine așa este. Mulțumim. Acum rugăm pe frați din Polonia să ne bucure cu cântări de laudă. Până când ei se adună, avem încă o surpriză. Domnului cu voi, să fie cu toți, ne bucurăm că avem posibilitatea să vă transmitem un mesaj de iubire. Suntem numai noi cu Dare, Dorin plecat la lucru, dar vă transmite salutări și multă iubire din partea lui și noi vă iubim și vă îmbrățișăm pe fiecare în parte. Ne bucurăm și am vrut și noi să fim acolo cu voi, dar dacă nu a fost posibilitatea, Domnul să vă binecuvinteze și vă felicităm cu cântarea 209. Pa, pa, pace, vă iubim! Salutări din Franța. Vă rugăm, frați. Înseamnă că mai avem surprize. Tot din Franța. Nema to vumar.
Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Per molta pace sui bire della convenza in Germania. Să zic și eu salutări. Proverbe 16:20 și psalmul 139. Salutări! Vă iubim! Vă pupăm! Vă iubim! Multe salutări! Pa. Ați simțit? Acum, frații din Polonia, vă rog. Przeczytam fragment z psalmu 63. Boże, Tyś jest Bogiem moim, z poranku Cię szukam. Pragnie Cię dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, w ziemi suchej i upragnionej, w której nie masz wody. Abym Cię oglądał w świątnicy Twojej i widział moc Twoją i chwałę Twoją. Albowiem lepsze jest miłosierdzie Twoje niż żywot, aby Cię chwaliły wargi moje. Abym Cię błogosławił za żywota mego, a w imieniu Twoim, abym podnosił ręce moje. Jako tłustością i sadłem byłaby nasycona dusza moja, a radosnym warg śpiewaniem wychwalałyby Cię usta moje. Zaprawdę na Cię wspominam i na łożu moim każdej straży nocnej wspominam o Tobie. Boś mi bywał ku pomocy, przetoż w cieniu skrzydeł Twoich śpiewać będę. Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar, toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopții. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Oh.
Zaśpiewamy teraz pieśń, którą bardzo lubił brat, który lubił was odwiedzać. O să cântăm acum o cântare pe care o îndrăgea foarte mult fratele ce vă îndrăgea pe voi. Dobrze wiecie, że mówię o bracie Staszku. Știți bine despre cine vorbesc, de fratele Staszek. I dobrze wiecie, że za nim bardzo tęsknimy. Și știți bine că ne este dor de el. Ale on wierzył, że każdy z nas, naśladowców Chrystusa, jest w stanie otrzymać tę piękną nagrodę. Însă el credea că fiecare din noi, cei care suntem urmași al lui Hristos, putem obține răsplata. Ta wiara była tak mocna, że nią zaraził wielu z nas. Și credința lui a fost atât de mare încât ne-am olipsit pe mulți din noi cu ea. Jego życzeniem było być tutaj z wami. Și dorința lui era să fie aici cu voi. Ale to była wola Pana Boga, że go z nami dzisiaj nie ma. Însă voința lui Dumnezeu a fost ca el să nu fie astăzi cu noi. Jego pamięć o nim będzie zawsze w naszych sercach. Amintirea lui ne va rămâne în inimi. I w jego sercu była pamięć o was. Iar el vă purta în inima lui. Cieszył się za każdym razem, jak mógł do was przyjechać. Și se bucura de fiecare dată când putea să vină la voi. I chciał, abyśmy kontynuowali jego pracę. Și el a dorit ca noi să continuăm lucrarea lui. I dziękujemy Panu Bogu, że jesteśmy dzisiaj z wami. Și mulțumim lui Dumnezeu că noi suntem astăzi cu voi aici. Ta pieśń niech będzie na jego pamięć, a Panu Bogu na wieczną chwałę. Fie ca această cântare să fie spre memoria lui și spre slava lui Dumnezeu. Psalm 27. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje.
Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Mulțumim, fraților. Toți ținem minte pe fratele Stașic. Cât de mare trebuie să fie iubirea noastră, cât de mult trebuie să o dezvoltăm, cât de mult a fost ea dezvoltată la fratele Stașic. Cine nu ține minte îmbrățișerile lui și lacrimile lui? Câți dintre voi ați plâns acum? Mulțumim de emoții.
Și acum invităm pe frații din România. Să vă arăt încă o surpriză până când frații se adună. Toți doresc. Pacea Domnului la întreaga adunare, la toți frații care sunteți aici. Am înțeles că azi ați avut un ospăț spiritual, ați avut multe binecuvântări, ne alepim și noi alături de voi și vrem să vă transmitem salutările noastre de cea de la Sacramento. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, este două zile, ca să aveți cele mai minunate momente, clipe, părtășii cu frații. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze chiar pe parcursul vieții, ca să putem fi Lui credincioși până la moarte. În legătură cu ocazia asta care o avem, vrem să cântăm și o cântare după rugămintea fratelui Marian. Ați simțit? Oh.
Mulțumim. La poporul Domnului nu există alte limbi. Toți vorbim din inimă. Corect? Acum îl rugăm pe fratele Edward Sadovi să vină la noi și tot să ne bucure cu câteva cuvinte. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jestem wdzięczny Bogu, że jestem tutaj wśród was. Dragi frați în Hristos, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că sunt printre voi. Z naszego zboru z Biłgoraja przyjechałem sam, ale wszyscy są tutaj z nami poprzez pozdrowienia, które chcę przekazać wraz z pieśnią 164. I werset z listu świętego Jakuba, pierwszy rozdział i werset 12. Eu sunt singur cel care am venit din adunarea din Biugoraj, însă toți sunt aici cu voi prin saluturile pe care le transmit cu cântarea 164 și versetul din Iacov, capitolul 1, verset 12. Și versetul 12. Mam wielką wdzięczność dla Boga, ale również dla was wszystkich za wasze modlitwy za mną, bo wiem, że takie były. Czułem to, chociaż może wam o tym nie mówiłem przez długi czas. I bardzo wam jestem za to wdzięczny. Dziękuję. Wiem, że bez nich by było jeszcze trudniej. Îi sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru rugăciunile voastre. Chiar dacă eu am simțit că El a fost cu mine și că voi ați fost cu mine în rugăciuni, chiar dacă timp de
mai mult, o perioadă mai îndelungată, nu v-am spus lucrul acesta și am trecut prin probe. Dar vreau să știți că am simțit că v-ați rugat pentru mine. Chciałbym jeszcze podać takie informacje, że w tym roku już będzie 25. konwencja w miejscowości Budziarze koło Biłgoraja, na którą serdecznie zapraszamy. Będzie to w dniach 15 i 16 lipca. Jeżeli ktoś może, będziemy się bardzo cieszyć, gdybyście nas odwiedzili i przyjechali na tą konwencję. La Budziarze anul acesta o să organizăm cea de-a 25-a convenție, pe data de 15 și 16 iulie. Și vă invităm pe toți, cu mare drag, ne-am bucurat dacă ați putea fi prezenți. Doczekaliśmy takiego błogosławionego czasu, że braterstwo z Mołdawii nie potrzebujecie wiz do Polski. Z Ukrainy już również nie potrzebujecie wizy do Polski od 1 czerwca, ale są potrzebne, jeżeli są potrzebne dokumenty, do kogo jedziecie, czy macie zapewnione miejsce, to bardzo prosimy, przekażcie nam listę z nazwiskami, które planują przyjechać na tą konwencję. Myślę, że do brata Franciszka lub do kogokolwiek z braci i wyślemy stosowny dokument, żebyście mogli go pokazać na granicy. Iată că am ajuns timpul în care atât frații din Moldova cât și cei din Ucraina nu mai au nevoie de viză ca să vină în Polonia. Dar dacă o să aveți nevoie de alte documente care să confirme că sunteți, o să aveți o cazare garantată în Polonia, vă rugăm să ne transmiteți fratelui Franciszek sau oricărui altcuiva o listă cu persoanele care doresc să vină și care au nevoie de astfel documente. Noi o să le completăm și să rezolvăm să puteți ajunge fără probleme la această convenție din Budziarze. Chcę również dodać, że po konwencji brat Leszek Szarkowicz organizuje kurs, zgrupowanie dla dorosłej młodzieży powyżej 18 lat. Jeżeli ktoś miałby możliwość przyjechać, to mam, myślę, że brat Leszek by się też ucieszył. Vreau încă să adaug că imediat după această convenție, fratele Leszek Szarkowicz o să organizeze un seminar pentru tineri de la 18 ani în sus. Deci, cred că și fratele Leszek ar fi încântat dacă ați veni și voi tinerii. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć wam jedną taką refleksję. Kiedy oglądaliśmy wszyscy tutaj te niespodzianki, to bardzo się radujemy, że żyjemy w takim czasie, że pomimo, że wielu z was, wielu z tego kraju, nie tylko z tego kraju wyjechało gdzieś w inne miejsca, to możemy mieć te chwile bezpośredniej takiej łączności i więzi, odczuwać tą więź, którą myślę każdy z nas miał to odczucie. Și vreau să vă mai zic un gând, că m-am bucurat foarte tare de surprizele ce ni le-ați pregătit. M-am bucurat de faptul că, în ciuda faptului că mulți au părăsit țara dintre frați și dintre surori, și nu numai despre Moldova e vorba aici, că au fost alții și din alte țări care și-au părăsit țările, dar ne bucurăm că ne putem uni cu ei prin aceste mijloace tehnice și măcar pentru o clipă să-i vedem și să-i ascultăm. Ale przyszła mi jeszcze jedna myśl. Boże, jak to dobrze, że jeszcze nie wszyscy wyjechali. No bo gdzie my byśmy z tej Polski później jeździli? Dar gândul meu s-a dus și mai departe și am zis, Doamne Dumnezeule, ce bine e totuși că nu toți au plecat din țară. Că dacă toți ar fi plecat, de unde? Pe cine am mai vizitat noi aici? Ale braterstwo to jest też radość, że mamy taką nadzieję, że nawet już się wszyscy rozjadą gdzieś, to mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś na zawsze. I to jest bardzo piękna nadzieja i nią żyjmy. Avem și o nădejde mare, aceea că
chiar dacă ne împrăștiem în diferite colțuri ale lumii, totuși o să vină timpul când o să fim cu toții adunați în același loc, să trăim cu această speranță în inimă. Teraz jeszcze dwa zdania specjalnie dla młodych, dla młodzieży, ci, którzy jeszcze zostali. Chcę wam powiedzieć o jednej sytuacji, która miała miejsce w zeszłym roku w Polsce. Myślę, że wielu z was słyszało, że odbywały się tak zwane Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczył papież Franciszek. Vreau să vă mai comunic încă un gând, în special vouă tinerilor. Cred că țineți minte că acum un an în Polonia au fost organizate zilele tineretului catolic. Deci a fost o întrunire mare a tinerilor catolici din întreaga lume, cu participarea papei Francesco. Była taka sytuacja, kiedy papież zwrócił się do młodych i powiedział, że wy jesteście nadzieją Kościoła. Și la un moment dat papa s-a adresat tinerilor și le-a zis: voi sunteți speranța bisericii. Młodzi wtedy zadali mu pytanie: a skąd my mamy czerpać nadzieję? I wyobraźcie sobie, że nie otrzymali odpowiedzi na to pytanie. Dar tinerii i-au răspuns tot cu o întrebare: dar de unde să, din ce loc ne putem extrage noi speranța? Și închipuiți-vă că papa nu le-a dat niciun răspuns la această întrebare. Zapamiętajmy wszyscy, bo my jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, bo nasza nadzieja jest w Bogu. Zapamiętajcie to, starsi i młodsi, gdziekolwiek wyjedziecie, nasza nadzieja i naszą siłą jest sam Najwyższy Pan Bóg. Vă rog să țineți minte un lucru, că singura noastră speranță este în Dumnezeu. Și țineți minte și voi tinerilor și cei mai în vârstă, că oriunde veți trăi pe această lume, singura speranță este în Domnul. Na koniec jeszcze jedna bardzo przyziemna rzecz, wyjaśnienie. Jeśli ktoś zauważył, że mam podartą koszulę, to nie jest moda, to nie jest ekstrawagancja. Și încă un lucru, dacă observa cineva că îs cu cămașa ruptă, vreau să vă spun că nu-i nici o modă și nu e nicio extravaganță de-a mea. Kiedy przyszedłem rano tutaj na tą salę, brat Bogdan Wowk z Lwowa mówi: Edward, masz podartą koszulę. Ja popatrzyłem, rzeczywiście. Mówię: wiesz co, nie wiem, kiedy to się stało i jak to się stało, ale trudno. Będę się może musiał z tego wytłumaczyć. Nie martwcie się, mam zapasowo. Dimineață, când am ajuns aici, fratele Bogdan din Ucraina mi-a zis: Edward, ți-i ruptă cămașa. Și m-am uitat, într-adevăr, zic, nu știu când s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, însă vreau să vă zic, să vă liniștez, că eu am o cămașă, o am o a doua cămașă, o să mi-o schimb mâine. Niech chwała będzie Bogu Najwyższemu za to, co otrzymaliśmy od Niego dzisiaj. I miejmy nadzieję, że jutro spotkamy się znowu i będziemy się wspólnie radować, oddając Jemu cześć i chwałę, która Jemu się zawsze należy. Powieczne czasy. Amen. Slavă să fie lui Dumnezeu, celui prea înalt, pentru ziua de astăzi. Și să sperăm că și mâine o să ne întâlnim aici împreună ca să-i aducem slavă și cinste, fiindcă lui îi se cuvine acum și în veci de veci. Bardzo dziękuję i przepraszam, że może trochę za dużo czasu zająłem.
Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze dacă am fost prea lungă. Când mâine sau peste ceva timp cineva se va apropia de mine și o să arate ceasul, eu o să spun că iubirea este mai mare decât ceas. Scuzați-ne, vă rog, dar avem încă o țară prezentă aici în sală. Fratele George Wilmot din America, câteva cuvinte. Scuzați încă o dată. Timpul știu că acum. Much love from brethren who attend a study and the time is at hand by means of the telephone and the internet. Multe salutări și iubire de la frații care participă pe internet la un program. Timpul este aproape. Brethren from three provinces in Canada, Manitoba, Saskatchewan and Alberta attend the study. I don't remember the names. Okay. Frații din Canada. Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Ați auzit numele care participă la această întrunire? Three provinces in the country of Canada. Trei provincii din ale țării Canada. Plus brethren from a number of states in the USA. Plus mai mulți frați din state. Since March, it has been my privilege to be in Romania. Din luna martie a fost un privilegiu pentru mine să fiu în România. I have experienced much love and appreciation from a good share of the brethren in Romania whom we have visited. Și am primit multă iubire și apreciere din partea fraților pe care i-am vizitat. Lord willing, I will be here in Moldova until the middle of August. Cu voia Domnului, voi fi aici în Moldova până la mijlocul de august. And then I'm looking forward to being at the convention in Ukraine and the wedding in August. Și apoi aștept cu nerăbdare să fiu în Ucraina la convenție și la nuntă. At the end of September, we hope to go to the convention in Italy or Sicily. Și la sfârșitul lunii septembrie vom merge la o convenție în Italia, Sicilia. One thing more, I would like to express my appreciation to the Heavenly Father. Aș mai vrea un lucru să-mi arăt recunoștința mea față de Tatăl Ceresc. For the privilege of meeting, of ministering to many thousands of people by means of television. Pentru că am avut ocazia să mărturisească multor oameni prin un post de televiziune. The program was first televised in 1974. Acest program a fost întemeiat în 1994. And it has been on continuously ever since. Și de atunci continuă. So we praise the Heavenly Father for that privilege. Și îi dăm slavă Tatălui Ceresc pentru acest privilegiu. And I hope to spend the closing days of my life in continuing to serve the Lord. Și sper ca sfârșitul zilelor mele să le petrec în a sluji Tatălui Ceresc. Aceste mici surprize care am avut, ați numărat din câte țări au fost? Și știți în ce scurt timp au fost pregătite? Mulți frați n-au dovedit și au transmis salutări. Fratele Larry Davis, fratele Jerry Leslie, fratele Igor Guțu, sora Veronica Briguță și sora Șirel. Mulțumim pentru participare. Domnul să vă binecuvinteze pe noi, pe toți și să avem o seară frumoasă. Mulțumim Tatălui pentru această frumoasă binecuvântare. Eu cred că corzile
la fibrile inimilor, la toți fraților, a fost atins destul. Și cum zice David, ce dulce și plăcut este când n-aud. Noi n-am vrut să ne despărțim, dar trebuie să mergem să ne odihnim, ca mâine să ne întâlnim din nou. Îi mulțumesc lui fratele Marian și la toți frații, absolut, pentru tot ce au dăruit și pentru că au putut să primească. Domnul să ne binecuvânteze și rugăm pe fratele Ion ca să vie să ne ajute cântarea 32. Avem salutări de la frați care au participat pe internet, de la sora Aurelia Postolachi, cred că Malachi 3:16, și la Valentin și Corina Moisa, de la Canada, și familia Bivol, Psalmul 133:1 și Proverbii 23:25. Și sora Maria Pop, ne felicit cântarea 310. Mulțumim fraților și rugăm pe fratele Vasea Gut să apropie ca să ne conducă în rugăciune. Te rog, frate Ion, să vii. Cântarea 32. Pe muntele n-al veniți voi, sfinți, vedeți patria peste râu, în mileniul Cananului, nu peste mult toți vom cânta. Iată tronul al ca zăpada, cel sfânt coroană va fi primit. În regat părta vor fi aceia, car lui Hristos i-au zis bun venit. Vedem vedenia mărită, se ceră tot la strângere, dar ne-așteaptă mărirea promisă și timpul strălucit milenar. De acolo vine primăvara, toate s-acopere cu flori. Vedem vedenia mărită, domnia mare a regilor. Luptele acolo se sfârșesc, n-am mai fi necaznici ispită. Va fi popoare lor acel ceas, biruiță pe veșnicie. Vede, vedenia mărită, se cere tot la strângere, da. Ne-așteaptă mărirea promisă
și timpul strălucit milenar. Acel râu care izvorește chiar de lângă tron strălucit, dacă-l vor vedea credincioșii, știu că a sosit un moment. Pe ei îi așteaptă malul cald și vor fi numai prieten cu ei, mergând după învățătorul lor, cântă cântarea bucuriei. Mărită, se cere tot la strângere, da, ne-așteaptă mărirea promisă și timpul strălucit milenar. Preiubit Tată Ceresc, venim din nou înaintea Ta în aceste momente de seară să-Ți mulțumim frumos pentru dragostea, bunătatea, mila, îndurarea, ajutorul, grija Ta că ai fost cu noi și în această zi frumoasă în care ne-am îndurat aici, sub acest acoperământ din mai multe țări și ne-am văzut fețele, ne-am bucurat și am învățat din cuvântul Tău. Îți mulțumim în special de jertfa Domnului Iisus ca preț de răscumpărare, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim pentru planul Tău frumos care l-ai descoperit înainte de întreg neam omenesc și ne-a arătat acest plan, trecut, prezent și în viitorul omenirii. Îți mulțumim că ne-ai chemat la lumina Ta adevărată și ne-ai descoperit acest adevăr scump, prețios și adânc, în care cunoaștem lucrurile adânci. Te rugăm să ne ierți dacă Te-am întristat în gând, în vorbă, în fapt, fii cu noi, zi de zi întărește-ne, ajută-ne ca tot mai mult în caracterele noastre să dezvoltăm roadele Spiritului Sfânt. Ajută-ne ca să lucrăm la sfințirea noastră. Ajută-ne ca să reflectăm chipul Tău frumos. Te rugăm să binecuvântezi pe frații care sunt în diferite încercări, probleme, boli, fii cu fiecare și ajută-ne ca toți să ne ducem cu frică și cu tremur voturile noastre de consacrare. Ajută-ne ca să ne folosim de ocazurile pe care le avem, orice ocazie, de a fi în serviciul Tău. Pentru toate îți mulțumim și te rugăm să ne călăuzești, fii cu noi și în continuare, căci vouă vi se cuvine lauda, cinstea, mărirea, închinarea. Toate le-am cerut în numele Domnului Iisus. Amin. Vă salut cântarea 23 și vă zic noapte bună. Mâine să venim plin de energie. Mulțumim! Și un mic anunț. Dacă cineva este vreo persoană care n-a fost cazată, să se apropie la careva frate, să nu fie rușine. Bine?